Stimați prieteni, stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reîntâlnim. Vă mulțumim pentru că ne ascultați, ne urmăriți. Mulțumim și studioului Producens unde filmăm aceste materiale care pot fi vizualizate și pe internet. Astăzi, așa cum v-am promis, vom continua subiectul din ediția precedentă importanța educației teologice într-o lume tot mai seculară și ne bucurăm să fie alături de noi, din nou, domnul profesor Ieremia Rusu, rector la Institutul Teologic Timoteus din București. Bun revenit între noi! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii. Ne bucurăm să fiți cu noi și uh, am rămas un pic la uh, discuția noastră din ediția precedentă. La... Uh, Realitatea aceasta a școlilor teologice, afectate într-o oarecare măsură de secularism și de prezența tot mai scăzută a studenților, a celor care vor să se formeze în domeniul acesta, și de la an la an, registrele școlilor teologice arată faptul că studenții sunt tot mai puțini. Acum, Bineînțeles că ne raportăm la anii buni, aceea după Revoluție, în care exista acea efervescență și acea sete, așa cum spuneați dumneavoastră în prima parte, după Dumnezeu, după cunoaștere. Cum stăm în prezent? Care credeți că vor fi consecințele acestui fenomen în viitor? În următorii ani, în țara noastră, n-aș vrea să mergem mai departe. Avem nevoie sau nu de teologi, de oameni pregătiți într-o societate tot mai seculară? Într-adevăr, numărul de studenți a mai scăzut, mai ales în perioada pandemiei, dar acum tinde să-și revină și a crescut din nou. Problema aceasta. Numărului de studenți nu este mai pentru institutele teologice, este pentru toate universitățile și în discuțiile cu ceilalți rector se vede această preocupare de a avea studenți și pentru universitățile laice. Aceasta și din cauza faptului că dintre cei care termină liceul, elevii care termină liceul, nu se înscriu toți la bacalaureat. Și dintre aceștia, un procent destul de important nu promovează. Deci, nu, se poate ca să nu se înscrie o treime din, din elevii care au absolvit 12 clase. O treime și din aceștia sunt 25% care nu promovează examenul de bacalaureat. Și uh, lipsa uh, unor slujitori ai lui Dumnezeu care să fie echipați la nivel academic uh, în, uh, în bisericile și în organizațiile și în cadrul societății, uh, lipsa aceasta. Va afecta lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că este o societate bazată pe excelență în toate domeniile. Deja este și la noi încetățenit acest concept al concurenței și cei care sunt cei mai bine scot produsul cel mai bun, care au cele mai bune servicii. Aceștia sunt cei care ajung ca să fie recunoscuți în societate și să continue să existe. Cei care au slabă calitate pierd. În condițiile acestea, dacă noi nu avem oameni pregătiți la nivelul acesta academic, în domeniul teologiei, Aici vor fi probleme. Și este o concurență, este o concurență de idei, este o concurență de puncte de vedere asupra lumii și asupra vieții și atunci trebuie ca să fie și oameni echipați la nivel academic care să poată să promoveze valorile eterne ale Cuvântului lui Dumnezeu. Într-un mod relevant, într-un mod credibil și într-un mod adecvat pentru audiența mult mai informată de acum decât în urmă cu 30 de ani. Și uh, oamenii aceștia trebuie să se echipeze. Mai adăug o uh, dimensiune aici. Lumea omenirea, nu este în stare de pace. Avem noi un război la granițele noastre, acum evenimentele cumplite care se întâmplă în Israel, dar nu sunt numai conflictele acestea în unele puncte chiar foarte nevralgice ale omenirii. Este un război cosmic. Este un conflict cosmic. De când Satan s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, de atunci el a atras și omenirea în această luptă cosmică. Ori, lupta aceasta cosmică presupune lupta dintre adevăr și minciună, lupta dintre cunoașterea lui Dumnezeu și ignorarea lui Dumnezeu. Iar dacă cei care promovează ateismul, cei care promovează diferitele ide ideologii sau chiar religii care îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu cel viu și adevărat și de unicul mântuitor al omenirii Domnului Iisus Hristos, dacă aceștia se echipează, de ce oare cei care sunt uh, ucenicii ai Domnului Iisus Hristos, creștini autentici, care au nașterea din nou, de ce aceștia să nu se echipeze? Și nu cu o echipare din aceasta uh, precară, uh, să cunoști doar câteva adevăruri de bază, să cunoască în profunzime revelația Sfintei Scripturi, care este de o bogăție uh, incomensurabilă. De ce să nu te preocupi? Să adâncești. Unde să o faci asta? Într-un cadru universitar. Prin harul lui Dumnezeu, aici în România, avem libertate, avem institute teologice, cum este și Institutul Teologic Creștin pe Evanghelie Timoteus din București, care echipează oameni cu o cunoaștere aprofundată a Sfintei Scripturi. Iar aceștia care se echipează sunt folosiți apoi de Dumnezeu în societate, în diferite, la diferite niveluri și. În diferite lucrări, pornind de la Biserica Locală până la uh, diferite organizații și chiar în cadrul societății, și aceștia pot ca să apere credința creștină. Și este o responsabilitate a noastră ca să facem lucrul acesta. Dacă uh, sunt uh, oameni care s-au dedicat studiului cuvântului lui Dumnezeu, cine a făcut lucrul acesta simte nevoia de o cunoaștere aprofundată. Și asta este oferită într-un timp uh, scurt, de patru ani de zile, într-un institut teologic. Este nevoie, așa cum ați precizat, de o pregătire în mai toate domeniile vieții și uh, conceptul acesta despre lume și viață stânește multe. Poziții și trebuie o abordare echilibrată, biblică, una ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce ar putea face bisericile aici pentru a motiva tinerii? Și dumneavoastră, ca profesor, cum ați motiva un tânăr slujitor? Spuneați acela care are deja o aprofundare, o cunoaștere a Cuvântului și va dori și mai mult să cunoască din tainele Sfintelor Scripturi. Este o motivație așa intrinsecă, probabil care domină mai mult decât cea extrinsecă, pentru că în domeniul acesta teologic câștigurile materiale, eu știu cum ți-ar putea aduce o altă profesie, nu sunt considerabile. Și cred că nu am putea vorbi de o motivație extrinsecă decât doar la nivelul slujirii, așa cum Mântuitorul a promovat importanța, valoarea slujirii semenilor noștri. Pentru biserici, aș recomanda ca să pună în slujire oameni. Când oamenii sunt puși în slujire, după nivelul lor de echipare, nu numai tineri, că la institutele noastre pot să vină și lucrători care sunt deja în procesul acesta de formare. Dacă îi pui în lucrare, își dau și ei seama că au nevoie de echipare. Și își dau seama cât de puțin cunosc și cât de mult trebuie să cunoscă. Și uh, lucrul acesta. De asemenea, bisericile ar putea să îi sprijine și. Financiar, în perioada cât studiază, îi pot susține spiritual prin rugăciune. Deci, bisericile pot face foarte mult. Ca și profesor, cum aș motiva? În primul rând, vreau să vă spun că din punct de vedere personal. Eu am studiat ca autodidact. Nu puteam să studiez în perioada tinereții în comunism. Nu aveam cum să studiez teologie. Și atunci preocuparea aceasta de Biblie, că literatură creștină era foarte puțină. Și m-a apropiat de Dumnezeu și mi-a dat dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dar Aveam nevoie de o cunoaștere generală care să mă echilibreze, că nu știam dacă aceasta nu cumva este o erezie care a fost abandonată din secolul IV după Hristos sau. și trebuia să cunosc. Când am studiat din punct de vedere academic, într-un mod formal, și aceasta a început chiar din perioada comunismului prin niște studii cu profesori din Statele Unite, Uh, underground, deci n-a fost. Uh, și au fost studii formale. Când am studiat aceasta, am căpătat uh, o înțelegere mult mai profundă a Sfintei Scripturi. Am uh, cunoscut mai bine pe Dumnezeu lucrarea de mântuire a Domnului Isus Hristos, lucrarea Duhului Sfânt și uh, toate acestea mi-au afectat, și personalitatea, și lucrările personale, și relațiile personale. Și apoi uh, uh, lucrările la nivel de biserică, și le folosesc și astăzi până la dezbaterii academice. Uh, este nevoie de o uh, pregătire formală. Program vorbesc acum de curriculum, de programa de la Institutul Teologic Timoteus. Este bine echilibrată și oferă o creștere a studenților în cunoașterea lui Dumnezeu și a voiei Sale și trebuie spus că teologia este regina științelor. Înglobează toate, re, toate științele, în sensul că le dă tuturor uh, această perspectivă a existenței lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu uh, în Univers și cu omenirea. Și uh, atunci când ai oameni bine echipați, uh, uh, specialiști, uh, experți în diferitele științe, uh, să nu ai Oameni echipați în domeniul acesta al teologiei, care este regina științelor, este o discrepanță aici. Și cum putem să-i ajutăm noi pe ceilalți ca să aibă o perspectivă care să îi poată ajuta în studierea tot mai aprofundată a științelor în care ei sunt experți. Pentru a înțelege corect cuvântului lui Dumnezeu, trebuie studiu formal. Trebuie să te preocupe lucrul acesta și să dedici timp. Se va spune, bine, ucenicii n-au avut și nu, au avut și ucenici. Și ucenicii au fost trei ani în școala Domnului Isus Hristos și o școală care nu înseamnă numai licență, înseamnă și master și doctorat și așa mai departe. Pentru că în cei trei ani ei au trăit cu Domnul Iisus Hristos. Nu au fost câteva ore acolo, 25-28 de ore pe săptămână. Au fost zi și noapte cu Domnul Iisus Hristos. Ce-au învățat ei este de neprețuit. Și în felul acesta, studiind împreună cu... Uh, oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, trăiesc în prezența lui Dumnezeu și experimentează viața nouă din Dumnezeu, această creștere este mult mai bună. De altă parte, studierea teologiei ajută la lărgirea orizontului gândirii și Biblia are ceva de spus în toate domeniile vieții, în tot ce este important. De aceea, înțelegând învățătura Bibliei și viața se îmbogățește și se orientează așa cum a plănuit-o Creatorul și se restaurează ființa umană, relațiile pe care le are și caracterul cristic în om. Un alt lucru este faptul că studiind teologia, noi suntem transformați. În 2 Corinteni 3, versetul 18, Apostolul Pavel spune că noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Ați aloca un timp din viață în care prioritar să fie, uh, să studiezi Cuvântul Lui Dumnezeu, să vezi pe Domnul Iisus Hristos, aceasta automat are și un răsunet în propria ființă. Ne schimbăm și noi. Încurajarea aceasta a colegilor care împreună studiază, se încurajează unul pe celălalt, împărtășesc experiențele pe care le au. Apoi, relațiile cu cadrele didactice nu este... Acestea nu sunt ca la universitățile laice, unde este distanța aceasta între marele profesor-universitar și student, ci este o relație de mentorare, o relație de ucenicie, așa cum ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos. Și uh, această relație uh, interumană puternică, că până la urmă suntem toți frați în Hristos, uh, această relație puternică ne dă uh, și dimensiunea aceasta spirituală și comunitară, care ne atrage în uh, a fi plăcuți lui Dumnezeu. Deci, motivația uh, este pentru creștere personală, pentru echipare, pentru a sluji pe alții pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu și pentru a apăra credința creștină într-o societate secularizată și în care fenomenul secularizării este din ce în ce mai pregnant. Da, cred că sunt suficiente motive, domnule profesor, pentru cei care, eu știu, ne ascultă și poate încă se mai gândesc, că stau așa în cum până dacă să se înscrie într-un program de formare teologică sau nu. Sau pentru cineva care ca autodidact, așa cum ați spus, într-un mediu informal să se dezvolte, să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut ultimul argument al astăzi și probabil este cel mai important în contextul discuției noastre într-o societate secularizată. Noi trebuie să știm să comunicăm Evanghelia. adevărata, adevărat, ea nu se schimbă. Dar uh, trebuie comunicat mesajul ei într-un limbaj accesibil culturii, generației noastre, uh, și trebuie apărat uh, mesajul Evangheliei de toate aceste atacuri, și seculare, și ideologice. Uh, și pentru asta, trebuie cunoștințe solide și din istoria Bisericii și din. Uh, Eclesiologie și din doctrine sistematică, și, așa, ca profesor, aveți o perspectivă generală și mă gândesc că uh, și mie mi-au folosit foarte mult uh, din uh, cursuri, din uh, perioada studenției, anumite informații care, la vremea aceea, recunosc, nu mi s-au părut relevante, importante, dar în uh, contextul discuțiilor din spațiul public, din media de astăzi. Chiar e nevoie de o cunoaștere și de o stăpânire bine a fenomenelor, și din cursul istoriei, pentru a avea un răspuns în contextul dezbatărilor din zile de astăzi. Am mai dat exemplu acesta și este relevant. Noi, dacă avem o problemă de sănătate, o să caut un medic. Specialist în domeniul respectiv, eventual conferențiar sau profesor universitar. Pe cine voi căuta? Voi căuta un expert care știe, care a studiat. Dar dacă am o problemă de suflet, e suficient un autodidact. Poate că ar trebui să fim tot atât de preocupați de soarta sufletului nostru și de. Rezolvarea problemelor sufletești, cum suntem față de rezolvarea problemelor trupești. Să căutăm, să ne echipăm, să fim de folos oamenilor care au nevoie de credincioși, care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și dau soluții care sunt în concordanță cu adevărul, cu realitatea. Deci să fim la fel de riguroși și în domeniul acesta spiritual și avem nevoie de oameni care să se echipeze la institutele teologice de grad universitar și lucrul acesta va fi o binecuvântare pentru ei, pentru deciziile pe care le iau în viața lor, pentru familiile lor, pentru societate. Domnule profesor, suntem pe final de emisiune și recunosc că așa mă încântă subiectul acesta. Dintr-o nevoie practică și ca unul care așa de ceva vreme mă preocupă tematicile acestea aruncate în spațiul media, văd o nevoie tot mai acută de oameni, așa cum spuneați, pregătiți cu un limbaj articulat teologic, cu cunoștințe și din afara teologiei pentru a avea o discuție așezată și o dezbatere pe măsură, pentru că uh, spuneați de secularism că are așa o conotație negativă și prin faptul că are o luptă împotriva clericilor, a oamenilor din spațiu eclesial, uh, din diverse motive, însă, în ultima perioadă, se observă nevoia de specialiști în toate domeniile, și cred că și în domeniul teologic avem nevoie și îi dăm slavă Domnului pentru că avem oportunități de formare, avem libertate, așa cum spuneați, avem resurse pe care noastră în perioada comunistă spuneați, nu le-ați avut. Și părinții, bunicii noștri nici nu visau la așa ceva. Uh, și astăzi, uite că Dumnezeu ne dă de toate, uh, nu mai interesul să nu îl pierdem. Un mesaj final pentru ascultători, pentru toți cei care ne-au urmărit, uh, așa ca de la inimă la inimă, ca slujitor al Domnului, ca profesor. Dragi ascultători ai postului de Radio Vocea Evangheliei, într-o lume instabilă, într-o lume imprevizibilă, în continuă schimbare, rămâneți atașați de ceea ce nu se schimbă: de Cuvântul lui Dumnezeu, de credința în Domnul Isus Hristos, Mântuitorul Lumii și uh, bazați-vă viața pe uh, acest uh, Cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia. Uh, de asemenea, Rămâneți aproape de postul de radio Vocea Evangheliei, pentru că este cel care răspândește valorile eterne ale Cuvântului lui Dumnezeu. Și prin aceasta puteți ca să ajutați și pe alții să promovați postul de radio Vocea Evangheliei, ca și alți oameni să se încreadă în Domnul Isus Hristos pentru mântuirea. Sufletului lor și alți oameni să crească în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Rămâneți alături de postul de radio, nu numai ascultând și promovându-l, dar și uh, sprijinindu-l prin rugăciune, sprijinindu-l, desigur, și financiar. Într-o lume, în, într-un proces de secularizare accelerat, postul de radio Vocea Evangheliei promovează credința în Dumnezeu cel viu și adevărat și adevărata relație cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Sigur, dacă doriți să studiați la Institutul Teologic Timoteus din București, puteți să luați numărul de telefon de la regii Apostolului de Radio Vocea Evangheliei și putem să discutăm personal cu fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumim, domnule profesor Eremia Rusu. Vă dorim multă binecuvântare în slujire și în viața academică, în formarea studenților dumneavoastră și ai bisericilor din România. Vă mai așteptăm cu drag în emisiunea noastră și fie ca în generația noastră să ne bucurăm tot mai mult de absolvenți de teologie care să aibă un impact în societate și să-L onoreze pe Dumnezeu. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare aici, la aceeași oră, la aceeași zi. Până atunci, fiți binecuvântați!